Salutare lumea și bine v-am găsit la primul episod din această serie, primul episod de pe acest canal. Iupi! Ok. Această serie, după cum știți din titlu, mod showcase, cu mine, cum scrie și pe ecran. M-am chinuit foarte mult pentru chestia aia să o fac, să scrie pe ecran, ok, deci vă rog dați un like înainte să începem pentru chestia aceea. O să vă arăt după ce am configurat la final. Așa, hai să lăsăm. Ce mod aș vrea să vă prezint astăzi, în acest episod, este Machine News Modular Power Suite, fiind și cu armură, nu fiind și. Așa, adaugă o armură foarte șmecheră care o să vedem. Hai să vedem acum ce face. Acesta este studioul, este momentan în lucrări, canal nou, chestii noi, studiouri. Știți și voi chestii de-astea de YouTuber, tată. Ok, hai să vedem. Deci, acest mod adaugă această armură și acest pumn foarte frumos. Hai să luăm toată armura. Deci cam așa arată ea în inventar, în mână. Nimic special, după cum vedeți. Doar acest Power First care arată foarte badass, după cum vedeți. Acum hai să trecem la chestiile non-prostești. O să vă prezint modul la 5 studio, deoarece este un mod foarte micus, nu necesită spațiu. Hai să vă arăt cum arată această armură. Modul care e cea mai mișto, adică partea cea mai mișto din acest mod, armura în sine cum arată. Deci sunt un Terminator 3, deci armura cam așa arată. Acum hai să trecem la partea cu upgrade-urile. Da, această armură conține și niște upgrade-uri destul de drăguțe, aș putea să zic, care o să vedeți cât de fucking awesome sunt. Hai să punem acest table. După vă arăt crafting recipientul pentru toate. La final vă arăt asta. Momentan vă arăt cam cum se pun upgrade-urile, cam cum, ok, perfect, cam cum se pun upgrade-urile pe ea și ce vă trebuie. În mare parte, când am intrat și eu, eram pomodați și alte chestii, nu știam absolut nimic despre asta, dar am învățat. Faza este, uitați, de exemplu, pentru armor plating aveți nevoie de un basic plating. Și această chestie, de exemplu, eu cum am creativ acum pot să-i dau așa sau așa, nu contează, le craftați foarte, foarte ușor. Deci, cum vedeți, iron, un tin gear care se face din tin, stone gear care se face la rândul ei, deci o să vă arăt crafting recipientul la final. Acum, ce aș vrea să vă arăt, upgrade-urile și ce fac ele. Hai să începem prima dată cu suitul, evident. Și dacă nu le aveți în inventar, pur și simplu nu vă arată aici nimic și aia e. Ok, hai să trecem la upgrade-uri. De exemplu, îl luăm pe fiecare în parte. Iron Plating adaugă armură odată, deci o singură chestie, ca să nu greșiți ca și mine. Când ați adăugat foarte frumos acest upgrade, aveți aici un chenar care vă arată, puteți să-i ziceți nivelul de putere, hai să zicem așa. Cu cât adaugi aici mai mult, după cum vezi, îți dă mai mult armură, dar odată cu acest beneficiu vine și un dezavantaj. Acesta fiind de greutatea, și o să vă explic după care este faza. Noi intrăm întâi în modificarea upgrade-urilor, doar cum se instalează și pentru ce sunt. Diamond Plating-ul este o armură superioară față de Iron, bineînțeles. 6 puncte, aceasta adaugă 5 puncte. Le puteți folosi amul două dată, dar nu vă recomand. Armura deja a ajuns la 16 kg și mai avem o grămadă de upgrade-uri. Ok, haideți acum să le scoatem pe acestea două. Foarte frumos. Avem aici Energy Shield-ul. Ce face acest Energy Shield, scut de energie? Păi, el consumă în permanență curent, se poate dezactiva sau se poate activa. Asta puneți voi pe un buton, pe un keyblind și este foarte ușor de utilizat. Ce face el? De exemplu, dacă cineva, un monstru, un player se apropie de voi, același își va lua damage. Cât acesta este mai puternică, cu atât își va lua mai mult damage, dar o să și consume mult mai multă energie, evident, deoarece este un scut de energie. Va consuma în permanență
un de asta, un anumit număr de energie. Hai să trecem la mechanical assistance. Ce face această chestie? Hai să punem de exemplu, le punem pe astea așa. Ok, avem 16 kg, da? Vedeți? 6 kg, a scăzut 10 kg. Faza la acest upgrade este la fel ca scutul de energie, mănâncă energie în permanență și trebuie activat doar în momente critice, gen o luptă unde trebuie să fugi sau mai știu eu ce. Ok, hai să trecem la partea cu energia. Aveți 4 tipuri de energie. Fiecare armură are ultimul tip diferit sau nu are. Cismele nu au, de exemplu. Sau nu are tip. Ok, bun. Hai să începem. Basic Battery. Se face foarte ușor. Este cel mai slab tip de energie, având în vedere că este și primul în tabel. N-o să mai explic la fiecare ce fac astea trei, dar ce explic acum pentru toate. Avem Advanced Battery. Hai să o instalăm. Ea normal dă 20 de kilojoule. O puteți mări până la 100. Vedeți aici. Și puteți schimba tire-ul, dar nu ajută cu nimic, deoarece încă nu este updatat modul, deci nu vă ajută cu nimic. Din câte știu eu, dacă am greșit, mă scuzați. Hai să trecem la această baterie. Aceasta, după cum vedeți, dă direct 100. Dacă îi crește size-ul, ajunge la 500 și de asemenea aceeași problemă și cu armura, dar și aici greutate. Deci nu este prea bine să aveți o greutate mare, o să vă explic după de ce și o să vă demonstrez de ce. Avem acum Elite Battery. Ce face aceasta? Păi, are 750 kJ și o puteți duce până la 5 MJ, ceea ce este enorm. Și are 10 kg, care este enorm. Thermal generatorul, hai să vedem, stați cum am prins, așa că nu contează. Acesta generează energie atunci când voi vă aflați lângă anumite surse de căldură, gen lavă, torță, ce mai poate să fie, foc, orice sursă de căldură. Vedeți aici cât poate produce, 50 de joule și are 2 kg, aceasta nu este prea grea, dar eu zic mai bine să lăsați la 1 kg, 25 de joule, na, nu e așa mult. Hai să trecem la movement, parașuta, presupun că știți foarte bine ce este, atunci când săriți, apăsați shift și n-o să mai muriți ca o plăcintă, vă duceți poc, na, aveți parașută, parașuta vă salvează. Gliderul, la fel, este... Pot să zic că este un fel de parașută care te duce în față, așa. Mare parte știți ce este gliderul, dacă v-ați uitat la modații. Deci, să-i zicem un fel de parașută, ok? Nu e termenul exact, dar lăsăm așa. Și avem și jetpack-ul, care putem zbura cu el, evident. Acesta este un jetpack. Și la fel, trebuie să-i dați putere. Cu cât are mai mult, cu atât o să zboare mult mai repede. De obicei, astea două cam trebuie băgate, parașuta și jetpack-ul. Dacă aveți jetpack, recomand o parașută sau o să vă mai arăt eu chestie. Și altă chestie, la aceste, la movement-uri, la chestii care au nevoie de energie, dacă le țineți pe 0, ele nu vor funcționa. Deci dacă nu-i dați cel puțin, hai să zicem, așa, nu știu, cel mai mic cât am putut eu să dau, el nu va funcționa. Acest jetpack sau orice altceva. Hai să-l dezinstalăm acum. Special, aici avem camuflajul. Acesta când pui armura pe tine devii invizibil. Pe mine, sincer, nu prea mă avantajează chestia asta, chiar mă încurcă. Deci, te face invizibil această chestie. Magnetul. Ce face acest magnet? Atrage itemele spre tine pe o rază de 15 metri dacă o faceți la maxim, dar de asemenea ca foarte bine până o să ajungeți să luați foc și o să vă întrebați cum îl opresc,
Păi aveți așa două metode. Ori nu vă faceți cooling system pentru că stați într-un biom de zăpadă, ori vă faceți un cooling system deoarece e mult mai ok decât să stai în biom de zăpadă tot timpul. Și acesta nu prea consumă așa multă energie, faza e că răcește tata, dacă îl dai la maxim, eu zic că n-ai probleme. Liquid Nitrogen Cooling System-ul, care este superior cooling system-ului normal, care este pe apă. Acesta, vedeți, răcește cu 700%, iar acesta doar cu 400%. Un bonus de 300% e ok, e foarte ok. Chit că consumă mult mai multă energie, bine, nu pot să zic mult mai multă, cu 6 diferență față de cel normal. Și își face treaba mult mai bine. Hai să trecem la pantaloni. N-am lăsat niciun upgrade? N-am lăsat niciun upgrade. Ok, la pantaloni. Aceste chestii nu le mai discutăm, nu mai are rost. Energia bateriile, v-am zis. Avem aici kinetic generator. Ce face acest generator? Atunci când ne mișcăm, când vă mișcați, generați energie. Da, dacă îl dați la maxim, și de obicei acesta este recomandat să îl dați la maxim, pe 5 cuburi, el generează 800 de juli. Ceea ce este foarte ok, deoarece vă puteți încărca costumul doar din mers, cum fac eu de obicei pe modați, că nu stau să-mi fac diferite de astea, să stochez energie sau așa, și e mult mai util. Ok, deci cu cât este mai mare acesta este mai bine, 4 kg pentru un asemenea upgrade este foarte, foarte ok. Avem sprint assist-ul, ce face acest sprint assist? Ne dă o viteză mult mai mare. Aveți aici cu cât să-l măriți, puterea lui, cât puteți să mergeți, și compensația, care, după cum vedeți, crește la exhaustion, compensation, dar mănâncă un pic mai multă energie, cu 2 joule nu e mare chestie. Power-ul este ca să puteți să alergați mult mai repede, și walking assist e pentru viteza normală de mers. Așa, să trecem mai departe. Jump assist-ul. La fel ca la celelalte avem aici power și compensation. Power-ul dă un jump mult mai puternic. Trecem la swing boost. Avem doar thrust, deoarece sunt un fel de, cum să zic eu, ceva care te împinge, să zic. Nu te lasă să te duci așa, ploșcă în apă. Înțelegeți voi? Cam asta am observat eu în el. Cât e mai mare, cu atât mai bine, n-are greutate, e foarte ok. Uphill Step Assist. Ce face această chestie care este foarte utilă? Dacă e un câmp de la 20.000 de metri de cuburi, dintr-un cub în altul, nu mai trebuie să apeși space de fiecare dată, îți urcă el singur, ceea ce este foarte, foarte ok. Hai să trecem la cizme. După cum vedeți, aici avem cele 3... modalități de alimentare cu baterii, bateria asta, și avem Jet Boost. Ce face acest Jet Boost? După cum spune și numele, îți dă un anumit avantaj, boost, na, știe toată lumea ce înseamnă. Un boost în aer, adică poți sări mai mult, și avem și Shock Absorber, care este foarte util. Cu acestea puteți și zbura, am uitat să vă zic, nu mult. Avem Shock Absorber, care este foarte util, adică dacă voi picați la 1000 de cuburi, cu această chestie upgradată la maxim, n-o să muriți niciodată de la căzături. Consumă 10 joule pe fiecare săritură, deci pe fiecare impact mare, sau de fapt orice fel de impact. Este bine să fie mereu 100%, părerea mea. Hai să trecem la cască după trecem la celelalte. După cum vedeți, la cască avem mai multe tipuri de energie. Pardon, având în vedere că aceea e o cască și o poți alimenta de la soare, logic au băgat și solar generator. Ce fac aceste generatoare? Te duci frumos, nu contează, la soare și noapte. Acesta este mai folositor. Vă zic imediat. Și noaptea și ziua, dacă stai, tu vei genera energie. Ok. Noaptea vei genera doar 150 și dimineața, în timpul zilei, când e soare afară, 1500. Ce
ceea ce este ok, doar stai și te plimbi și generezi energie așa. Și dacă mai ai și pe pantaloni acest generator, eu zic că nu îți mai trebuie să o alimentezi. Avem ACI. Acesta generează mai multă energie, dar este și mai grea, puțin 300 de grame, nu e mult. Faza este aceasta, generează și căldură, se încinge, cum vedeți, 15, nu e așa mult, dar totuși. Și aceea genera mult mai puțin față de aceasta, și asta genera și noaptea căldură, și asta e cam deranjant puțin, dar nu foarte tare pentru ce oferă. În timpul zilei 4500, noaptea 150. E ok. Hai să trecem la PowerFest. Aici sunt mai multe chestii. Aveți X-ul. Nu o să le iau pe toate în parte, dar ce la toate avem cam aceeași chestii. Ce înseamnă overclock-ul ăsta e cu cât să spargă el mai repede, dar va consuma și mai multă energie. Deci, X-ul, topor, avem, hai să scoatem, avem aici pickaxe, shovel, adică tărnă cu o lopată, foarfecă să tunzi, auto, hai să vedeți ce face chestia asta. De exemplu, dacă vreți să arați un pământ, 2 pământ, 3 pământ, selectați acest upgrade, da, cât vreți voi, nu, câți metri vreți, 8, na, 8. De exemplu, la ferme mari, bagi 8 aici și na, dai click dreapta și 8 cuburi în jurul tău o să le are foarte frumos, nimic greu, lux capacitor. Ce face această chestie? Astea sunt culorile, nu sunt foarte importante, deoarece poți să o lași default și na. E un fel de torță, o să vă arăt imediat. Prototype Multikiller, Omni-Wrench, pardon. E o cheie cu care poți umbla la diferite cabluri, ori scanner-ul. Aveți aici cât de mult să aibă raza. Scanează orurile, foarte simplu. Leaf Blower-ul. Ok, să le dăm pe astea la maxim, după vă zic ce face. Leaf Radius, adică, gen la copaci, frunzele le puteți scoate cu, dând click dreapta pe ea și o să elimine frunzele de pe o rază de 9 metri. Snow, la fel, o rază de 6 metri și plantele, florile, tot ce ține de plante, pe 9 metri. Doar dați și s-a dus, nu trebuie să mai faceți altceva. Flint and Steel. Știe toată lumea ce e. Dimensional Tire Generator. Asta e foarte utilă, dar și riscantă. De fapt, e riscantă destul de mult. Faza e, de exemplu, tu ești în The End, foarte frumos, și vrei să ajungi sau în Nether, te-ai pierdut, și vrei să ajungi foarte repede la spawn-ul tău din lumea normală, Overworld. Folosește această chestie și o să te teleporteze automat unde ți-ai setat tu spawn. Ok, instal și na, n-aveți ce seta la el. Special, drill upgrade-ul care te lasă să spargi mult mai repede. Aqua Affinity care spargi mult mai repede sub apă și este destul de util. Adică sub apă de bea spargi. Acesta este un crafting table în această mână. Tot ce trebuie să faci este să-l selectezi și ai un crafting table. Torch placer-ul. Ce face el? Dacă ai 10.000 de torți în inventar, fără să mai stai, să te duci, să o pui acolo, să o pui acolo, el spune direct, înțelegi? Ok, deci ușor. Hai să trecem la weapons. Le-am folosit pe toate, știu care e treaba. Ok. Melee Assist-ul. De exemplu, cu cât aveți mai mare, Melee Assist-ul, adică când atacați normal cu mânuța, dacă îl dați la maxim, un player fără armură va lua damage 4, și o să fie dat și înapoi. Dacă creșteți aceasta, o creșteți la maxim, o să fie dat înapoi destul de mult. Și impactul este cât dă el.
cât damage dă. Avem Plasma Cannon. Este acela Rasengan, dacă știți. Oricum o să fac demonstrație la tot. Este Rasengan, îmi place mie să zic, care are damage-ul overpower. Acum vi le prezint pe scurt, după vi le arăt. Railgun-ul este un fel, poți să-l folosești și ca sniper și ca armă de apropiere, dar generează căldură, prostie, dacă o folosești. Nu poți să o folosești mai mult de 3 ori, că după iei foc. Și așa omoară un player instant. Avem Blade Launcher-ul. Hai să scoatem. Ce face acest Blade Launcher? După nume, cum ați dat seama, aruncă cu discuri, cu blade-uri de-astea. E, nu prea poți să-l folosești așa. No. Ce face Light Summoner-ul? Evident, după nume, creează fulgere. Nu aveți nimic de selectat, deci na. Energie, nu avem despre ce vorbi. Movement-ul. Avem aici Blink Drive. Adică vă puteți teleporta de la un punct la altul pe o rază de 64 de metri maxim, ceea ce e destul de util, na. Cam atât a fost cu... Acum hai să instalez tot. De fapt, nu. Ce pot demonstra? Leaf Blower. Deci, acum facem demonstrație. Foarte, foarte frumos. Astea nu. Asta install. Nu o să spal. O să folosesc asta, asta. Asta, asta. Ok. Tazia are nevoie și de energie. O să le folosesc pe creativ, nu vreau să iau foc sau mai știu ce alte bălării. Deci alea ce v-am zis că e mai simplu, n-am de ce să vi le arăt. Am uitat să vă zic la cască despre Fly. De fapt, n-am terminat casca. Hai să revenim la casta 1. Ok, hai să vedem. Acesta adaugă, de exemplu, când sunteți în apă și vi se termină primul rând de bule, vă mai adaugă alte bule ca să nu muriți. Autofeeder-ul, dacă ai mâncare în inventar, te hrănește singur. Ok, Vision. Night Vision este util, deoarece capoțiunea de Night Vision în mare parte. O să vă demonstrez imediat, cam asta e toată faza. Fly Control-ul, nu vi le recomand atât, vă zic. Nu vi le recomand. Ce face acest upgrade? Poți zbura unde vrei cu mouse-ul. Ridici mouse-ul sus, o ia în sus, în jos, dar e foarte deranjant. Și tot așa dați cât vreți, da. Clock-ul. Adaugă un mic ceas pe ecranul vostru care vă arată cât e timpul. Compasul. La fel, adaugă un compas mic, îți va arată direcția. Ok. Acum hai să băgăm upgrade-urile. Ce trebuie eu să bag? Avem așa, energie, nu o să bag bateria, nu o să bag generatorul deoarece nu am nevoie de el. Vă arăt în mare parte v-am zis ce fac, dar nu o să le bag pe toate. Ok, n-am nevoie de autofeeder, hai să vă arăt acestea cu ceasul, deoarece e mișto. Să vă demonstrez asta, o să-mi fac armura ușoară. Și după o să-mi o fac grea, ca să vedeți și voi diferența. Mamă, câte iteme am, tată. Ok. O să zburăm pe aici prin... Vedeți? Cum am pus casca? Cum merge? Ok, hai să vedeți. Deci fără... Și avem Night Vision. Cam mult, cam grea, nu glumă. Hai să instalăm și aceste chestii. Ok, am uitat de ele, îmi pare rău, greșeala mea. Oh, cismele, de fapt nici nu le-am băgat upgrade-uri.
upgrade-uri, nu le-am dat putere. Și eu mă așteptam să facă ceva, înțelegeți? Hai să punem așa, parașuta n-am ce umbla, glider de asemenea. Uitați, deci acum mă mișc foarte repede din cauza că am băgat acea chestie cu sprintul. Ăsta e jump-ul meu normal, fără fly. Acum e cu fly. Ăsta e studio-ul neterminat. Nu vă luați de el. Hai să testăm acum. Să testăm armele. V-am zis. O să lăsăm portalul la urmă la videoclip. Railgun-ul. Vedeți cât de repede se încălzește costumul. Am tras o dată și se încarcă. Deci de două ori tragi cu ea, na. Nu mi-am pus cel mai bun cooling system. Blade launcher-ul. Așteptăm și na, s-a dus în fine. Se duce foarte repede. Aruncă, se vede puțin, aruncă cu anumite de-astea. Și asta ca un Enderman, frumos. Te teleportezi. Deci nimic greu. Nu e greu de utilizat. Ce nu v-am arătat? Acesta. Rasengan. Cum îmi place mie să-i zic, deoarece uitați cât de fucking epic arată și de damage îmi prostie atâta vă zic. Deci un pic l-am încărcat și de 10 la o văcuță. Și sparge și blocuri. Acestea nu vi le arăt, deoarece v-am zis deja ce fac. Nu vreau să mă duc cu mod showcase-ul ăsta la o oră, deoarece oricum sunt multe de făcut. Eu vi le-am zis pe scurt, unele le-am sărit. Ce nu era important am sărit, deoarece sunt multe, sunt foarte multe. Și așa, jumătate de oră, naiba. Hai să vă arăt ultima fază acum cu greutatea. Așa, uitați acum cât de greu mă mișc din cauza că am... Bine, nici chiar greu, dar nici ca la început. Adică și jump-ul ăsta e leșinat și nu mai merge jetpack-ul acum. După cum vedeți, sunt mult prea greu. Și nu mai pot zbura. Hai să vă arăt acum cum se craftează fiecare. Le ștergem, șterg tot, deoarece aveam mult prea multe. Luăm aceasta, scuze. O iau de pe jos. Ok, și pantaloni. Hai să începem prima dată, spar eu, așa, cu table-ul. Apăsați R și vedeți cum se craftează. Vă trebuie un emerald, electromagnet, redstone transmission coil și un machine frame. Hai să le luăm pe rând. Machine frame-ul se face din un gold, 4 steel și glass. Steel-ul se face la rândul lui din... cărbune și cu fier. O să găsiți panel dacă căutați. E foarte ușor. Redstone-ul acesta se face ușor din silver și redstone. Ce mai aveți aici? Electromagnetul, care se face dintr-un praf prima dată. Uitați. Și praful se face din gold powder și silver dust. Sau powder. Nu. Silver dust. O știam că e și powder. Ok, dar gold dust și... Na. Astea două se fac foarte ușor. Și un emerald care, na, e ușor și puteți să faceți, aveți mai multe, dar nu știu de ce sunt mai multe. Ok, hai să trecem la armuri. Armurile se fac foarte ușor, vă trebuie doar acest wiring care se face din într-un silver 3, pardon, și cupru și vă dă 8 bucăți.
Eu mai avem și al nou. Și din asta puneți cu fier și faceți la fiecare piesă, e la fel, numai la first vă trebuie și electromagnet, atât. Asta e toată chestia cu armura asta, cum se craftează și celelalte chestii, la fel le craftați foarte simplu. Deci cam astea sunt chestiile care le puteți face. Știu și eu, aceasta este folosită la upgrade-uri, gen aripa, vedeți? Deci se folosește la upgrade-uri. Cam atât a fost cu acest mod showcase, a fost destul de lung. E primul meu mod showcase, nu mă jurați dacă am greșit. Toată lumea greșește câteodată. Sper că vă place aia. Am zis că vă arăt cum am făcut monitorul, nu? Hai că vă arăt. Dă-te, mă. Așa. Facem așa. Bun, bun, bun. Edit. Startup. Și avem aici, le-am scris ca să poată să-mi dea imagine pe acel ecran. Trebuie să scrieți toate chestiile astea dacă vreți și vă apare asta. Trebuie să le faceți cu grijă. Aici sunt alte lumini. Studio-ul e încă în creiere, după cum ați văzut pe acolo. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like, un share. Ce moduri ați vrea să vedeți în următorul mod showcase? Eu fac mod showcase-uri, deci sunt 1.6.4, deoarece eu o să fac pentru mod pack-uri. Nu fac modurile simple, o să fac numai din mod pack-uri. Sau poate dacă cereți voi, așa neapărat, o să fac și fac separat. Ok, eu am fost Rex. Acesta a fost primul meu episod din mod showcase, BCS. Nu uitați de like dacă v-a plăcut, comment, share, subscribe. Na, baftă, pa!